Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face tort trunchi de copac. Acesta este un tort specific sărbătorilor de iarnă. Mama ne-l făcea în fiecare an înainte de Crăciun. Forma sa mai deosebită este foarte ușor de făcut, iar cremele și mai simple, dar foarte gustoase. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Pentru blat vom avea nevoie de 10 albușuri, 10 gălbenușuri, 10 linguri de zahăr, 2 linguri de cacao și 8 linguri de făină. Într-un bol punem albușurile și le batem spumă cu mixerul. Când sunt bine spumate, putem începe să adăugăm zahărul treptat, mixând continuu. Apoi adăugăm gălbenușurile, făina și cacao. Cu o spatulă omogenizăm totul bine. Punem compoziția obținută într-o tavă cu dimensiunea de 33x22 de centimetri, unsă cu ulei și tapetată cu hârtie de copt. Dăm blatul la copt la 180 de grade Celsius pentru 15-20 de minute. Acum vom face crema pentru care vom avea nevoie de 500 de ml de frișcă lichidă, 500 de grame de mascarpone, 200 de grame de ciocolată albă și 200 de grame de Nutella. Într-un bol punem brânza mascarpone și ciocolată albă topită. Mixăm până când e bine omogenizat. Într-un alt bol batem spumă frișcă. Peste ea punem amestecul de mascarpone și ciocolată și mai mixăm doar până când sunt omogenizate. Împărțim crema în două. O parte rămâne albă și în cealaltă punem Nutella. Când blatul e copt și răcit, îl tăiem în două, apoi o parte o tăiem în două pe lung. Peste jumătatea de blat punem crema albă și o rulăm. O tăiem pe diagonală ca să formăm ramurile. Peste jumătate de blat care a rămas întreagă punem restul de cremă, apoi punem pe mijloc jumătatea de blat peste care punem iarăși cremă și îl rulăm ca o ruladă. Lipim ramurile de trunchiul copacului folosindu-ne de puțină cremă maro. Despărțim în două rulada în partea de sus, aproximativ 5 cm. Îmbrăcăm tortul în crema maro. Cu un poș am făcut dungi pe trunchiul de copac ca să semene cu scoarța.
am decorat cu flori de vâsc pe care le-am făcut din crema albă pe care am colorat-o verde și roz. Tortul trunchi de copac este gata. Priviți cât de bine arată. Este foarte aspectuos și gustos. Va arăta minunat pe masa de sărbători. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like, lăsați un comentariu și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună, sărbători fericite și vă aștept și data viitoare!